Prieteni, suntem pe canalul Patroana de la Străhaia. Am fost la piață cu Leo, mi-am luat și eu niște struguri să mănânc cu pâine. Și am pus aici să mănânc. Nu, ceapă am luat rădici și am luat cu Marița lui Papi. Am fost și am luat. Și de grădina. Să nu se mănânc și eu. Doapta bună la dumneavoastră, prieteni. N-am cipriet, prieteni. Foame, prieteni. Leu așteaptă pe Papi înăuntru să vină să-i facă mâncare. Ce mai mâncare de bună ca asta, prieteni, nu e niciuna. Alin doarme, Mihaela, David. N-am avut cablu, am intrat peste ei acolo, am luat cablu să încarc și eu pe telefon. Am zis să vă fac și eu o filmare. Să-mi găsesc cablu, că n-am cablu. Am fost la piață, oamenii cu marfa. Pipolinul al lui Olga s-a dus, nu știu, în sacre. Olga s-a dus la Caraula, umbră de nebună la Caraula, la neamurile lui Bogdan.
Nu merită Olga ca să te dau bani. Am zis să vină să mă ajute pe mine până de Paște. Să-i dau bani și n-a venit. Mai bine îi dau lui fiul să se ia poștă. 20 milioane, că el ne ajută, l-a dus pe Leo de la București. Copilul merită. Ea nu merită cu Bogdan, să se ducă la muncă ea cu Bogdan. Gardul copilul. A făcut gardul de el. Care rămânsase bucata mea, a făcut copilul lui Olga, Cătălin, merită să-i dau bani. Mai am să-mi fac ăsta pe aici, să facă porțile, să-i dau și lui bani să-i apăr. Merită. Olga a chemat o umbră pe la Caraula de nebună. A fost bolnavă, cred că a luat boala de acolo, de la Caraula. Unde tot se duce la Caraula. A luat virusul. Am zis că nu mai vine la mine să aducă virusul, să le aleu. Mi-a virusul de acolo, boala. Atâta mai îmi trebuie. Am stat destul pe la spital, a puțin lui. Înțelegeți, prieteni? Dacă nu a venit să mă ajute, la ce mai vine încă? Trebuia să-l aducă pe Bogdan să oxească și mie porțile. Am spus că-i plătesc, că-l fac. Dacă nu l-a dusă... Asta este, prieten. Vine Marisa Papi să facă mâncare lui Leo, vrea la ceaun. Am cărnărie la daptină. Doar Papi mănâncă, Marisa nu mănâncă. Și David. David a mâncat aseară creveți. Mă duc să-mi amestec supa în frigider. Mai am de curat, prieteni. Mă duc să fac celeu. Ce faci, mama, acolo? Hai?
ce-mi pusei să mănânc și eu acolo. Ce mănânci? Ceapă, roșie, o rădică. Tu ce faci, mama, acolo? Ce pui să te culci? Până vine papi și faci mâncare. Pune-te-n pat, mama. Nu mai, eu am treaba asta. Ce te interesează pe tine ce treaba asta? Ce mă interesează? Mama ta, mama. Și dacă plec, ai rămas singura, ce? Nu-i mai bine să te duc la azi? Tot pe plecare ești, tot pe aduc. Da. Pleci cu Alin, unde să pleci singur? Nu te mai dau drumul singur cu Alin? Da. Uitați, prieteni, am făcut camera frumoasă, i-a pus luci pe el, i-a pus mobilă pe partea asta, ca să aibă mai liber. Uitați, am făcut condiții, are apă caldă la baie, are de toate acum. Acum să fie sănătos. Nu mai arăt aici la prieteni, că n-am de toate. Ce trebuie? N-am. Ce asta? Uite apa, nu curge canalizarea. Lasă că curge, vine omul să o pace, îți faci motive. Îți faci motive. Ce are pietre? Dar aici să facem bucătărie, facem motive. Facem motive. Degeaba motive. Facem motive, ce? Să fim sănătoși. Ce-i și camera la mine? Camera mea e frumoasă. O mai fac, o mă revediez, ce să fac? Mai avem de lucru, mai facem să fim sănătoși. Mai facem în șetunel. Ca nu se termină ziua în zilele. Da. Ce să facem, prieteni? El crede că se termină zilele. Păi ce să facem? Să fim sănătoși pe cât am tras. Stăteam la spitale acolo pe bănci și dormeam și pătimeam. Să fim sănătoși la casa noastră acasă, să mâncăm ce avem și să fim liberi, că am tras destule în acasă. Da. Am tras destul în acasă. Să ne plimbăm, să ne facem mâncare, să mâncăm. Unde să stăm? Prin apartamente, prin hoteluri. Am stat destul, mi s-a urât. Stăteam în apartament, mă durea picioarele ale scări. Și la spitale și tot, destuiam scările. Nu mai puteam, putrezâță picioarele mele și ale lui Ali, unde toți ne suiam scările. De-aia, prieteni, nici Ali nu-i mai place să mai pleacă de acasă. S-a săturat de umbrat și de apartamente și tot, și copilul nu-i mai bine să mai pleacă. S-a odinit, uite, doarme acolo, m-am dus la ei, a intrat peste ei și copilul între ei și ei și Mihaela, dorm, că mai stam noaptea pe alea. Ca acasă la noi nu-i niciunde, prieteni, să stăm acasă, sănătate. Să avem bani, să mâncăm, să trăim, să ne ținem, că căși avem. Avem unde sta. Și cășile mai le remediem, lucrările, mai facem câte puțin, că orice om mai face în casă, în curte la el câte ceva. Da. Și asta este, prieteni, am făcut și cu bărbatul meu, muncea săracul cu zi cu noapte. Și zicea, hai mă, femeie, să mai plecăm de acasă. Am făcut stația PECO, prostie, tot am muncit, tot am făcut. Tot muncă și muncă, de la 30 de ani, munceam pe bărbatul meu ca robul sărac. Așa m-a pus copiii ăștia să muncesc ca robul. Am zis că nu mai fac nimic, mai fac așa ce mai e mai puțin și îmi văd de treabă. Să fie sănătatea și plec și mă... cu papii, cu Marița, le iau și mă duc la Constanța acolo. Cu ei fac mâncare pe prajă, cu ceaunul, cu tot. O să vând rânză la Constanța, o să fac rânză acolo, pregătesc acolo într-un butoi afum și o să vând pe prajă rânză, să mă vedeți la vară, prieteni. Să vând rânză la Constanța. Și tot fac bani. Și mă distrez la apă, o să vă promit că merg la Constanța. Cu papii și cu Marița, cu Taraba,
și vând rânză. Vinde papii gogoșe, vând rânză. Ce să fac? Eu știu să mă descurc, prieten, dar numai să fim sănătoasă, să nu mor. Aia e, că n-are cine cu mine să mă înțeleagă, să pleacă cu mine, să facem bani. Facem bani și ne plimbăm. Că așa nu-ți vine nimica degeaba, prieten. Nu cade nimica din pom. Da. O să mă pregătesc după Paște la Constanța cu mine. Îmi cui casa și plec. Și asta este, care sunt prieteni la Constanța, să mă sună, să-mi dă și mie întirie, un teren, ceva acolo, să mă pun. Îmi spusase niște prieteni de la Constanța, dar n-am băgat de seama, am fost supărat, am fost... Care are terenuri, are întiriat acolo, să întirie și eu la Constanța. Să stau acolo, să vând rânză, prieteni. Și mai revenim, prieteni. Da, mamă, să termin și eu grobul, ce zici că mai faci? Nu fac nimic, ăla unde e filmat aseară, unde? Ce-am filmat, mamă, mai țin minte eu. Raci, unde? Ce raci? Nu știu, l-a pus, nu l-a pus, taci. Păi, dar nu știu, trebuia să vezi dacă l-a pus, că ăla era bun să-l pui. Păi, nu știu dacă l-a pus. Ce faci, domnul papi, bucătare? Bună ziua, la aici am venit la dumneavoastră să văd ce mi-a ce mai pregătești astăzi? O ciorbă, păi, de vită, ce vrei? Nu pregătesc nimic, patru. Păi, nu mănânci de sară. Mâine, mâncă mâine. Și de sară ce mănânci? Ce mănânci de sară? Potroace? Seara, pe cine o faci? Mănânci protoace? Ciorbă de potroace. Ce să pune în aia? Ce să faci alea? Poți să o faci tu ciorba. De ce să faci ciorba aia? Dar stai să-mi aduc aminte de ce să faci. De burtă. Au, de rață. Doamne, cea mai grea de rață. Cea mai grea. Bună, prieteni. Cea mai grea de asta, să nu mănânce patrana. Stai să mă duc să iau rața. Îți fac rața mai bine pe varză. Mănânci tu cu papii. Mănânci cu papi. Pătrana asta de trebuie rață. Să iei o soluție. Trebuie, Mariță, ciorbă să dă pe ele. Nu mai pot, Mariță, să stau, mă sculai. Fac de vită, mai are carne aia de vită. Este. Auzi... Fac ciorbă de vită. Prieteni, ce să nu faci, zi-ți o... Roba, să-i aduci cartonul, să-i puteți să iei și lui în oraș ca să scape de vită. Lăsară și prietenii comentarii. Domnul bucătar. Da. Uite-te. Doamne, păi da, dar de ce nu iai sandale de umbri cu da, potroacele alea în picioare? Am aici rață, dar am două de-astea, cum se cheamă? Doamne, zică pentru voi doi. Mamă, dacă voi doi mâncați păi, carne. Nu, păi nu mă gândi în ele. Păi lasă-mă cum mâncați. Păi aici umai spatele, dreptul. Păi spatele lasă pieptul, dar să punem o bucată să nu facem la amândouă. Doamne, ferești. Amândouă. Păi nu amândouă. Păi de aici scoateți patru și cu patru cât vine? Nu e vorba de patru. Patru e vorba grăsimea asta de la rață. Asta e importantă la ciorbă. Păi știu și ce mai bani. Da? Dar fii atent, o fierbi într-o apă prima dată în crocod și după aia o faci. Doamne, doamne, doamne. Fac varză. Ce? Varză în ciorbă. Bagi și puțină varză. Și varză cât faci? O mână. Varză? Doamne. O mână de varză, ca să-i dea acre la aia. Da. Îți dau și zarzăre. Ce? Zarzăre, da. Zarzăre, de aia, adică corpoduș. Nu s-a făcut corpodușul. Papi, dar ce faci de post pentru Alin? Nu știu ce vreau. Trebuia să faci niște ardei umplut. Tot. Ia să văd să-ți aduc eu zarzăre. Marița, lasă că știi unde sunt zarzăre, le-am văzut unde sunt. Ce? Să nu cad. Ia, Mariță, să nu cadă, că n-are de lucru omul ăsta. Stai că mă duc eu. Ce să iei? N-are de lucru. Ce vrei să iei?
Și așa e, domnul Papi, să filmăm, să terminăm și noi grup. Lasă un patron să mai meargă, fă un vlog și gata, fă-i de aceea și... Leu a făcut domnul. Fă-i unul întreg de aceea, 20 minute și gata. Da. Păi Leu merge la Severin, la dentist. Eu mai film aia dimineața, aș vrea să leg acum, gata. Sănătate, prieteni, și vă mulțumim mult că ne urmăriți. Deci gata, uite patronul ce ți-am adus. Ia vezi și tu ce sunt astea. De unde le-ai luat, mamă? Ia zi. Curcudușă? Da. Păi de unde le-ai luat? De la Nașa, de la Mirela. Ah, de la Mirela, da. Aici, ai înțeles? Nașa mi le-a dat. Mirela e gospodină, mamă. A strâns și curcudușă și l-a băgat în congelator. Yes, Mirela e gospodină, da. Ca Luci. Și Luci face tot la fel. E ca să băgăm în... Uite, ți-am găsit doi ardei, domnul Papi. Da, bună ea. Un morcov. Da, nu bagi multe în ea. Da. Uite, două roșii. Da. Și ceapă nu mai bagi de aia. Da, am niște ceapă care mi-a dat-o patrona de o lună. Doamne, pe... Și o băgăm în ciorbă. Mă, oameni, mă, ce par, mă, oameni. Și ce nu iese? Pe aceea șapă. Lasă, nu fac și ciorbă de răz. O fac eu dacă nu o faci tu. O fac, nu. Dar băgăm varză. Dar bag o mână de varză. Bă, doar o mână bagi. Ca să dea puțin. Noi trebuie să facem ceva, să facem pentru Alindă, poți. Facem și pentru Alindă. Da. Hai că asta facem noi. La cratiță mare oală n-avem. N-avem noi oală. Avem. Păi n-avem oală aici, cam de prea mare aici. Ce? Da, și ne trebuie și doi cartofi. Ai doi cartofi? Ai? Lasă, ai. N-avem de paște ce ne trebuie. Lasă-mă de paște, că nu ne mai trebuie. Avem cartofi, mai am greu la scării. Hai, sănătate, sănătate, prieteni, mai urmăriți. Gata.